Palatul Culturii Bistrița vă invită în perioada 26 noiembrie-1 decembrie 2016 la Festivalul Internațional de Teatru și Literatură Liviu Rebreanu Bistrița. La ediția cu numărul 12 din acest an sunt invitați la Bistrița actorii teatrului Alexandru Misiuga, actorii teatrului Excelsior din București, Alexandru Davila din Pitești, Mașina de Vise București și Teatrul de Artă din Deva. Iubitorii de teatru vor avea ocazia de a viziona la Bistrița spectacole de teatru precum Interzis sub 18 ani, Legat în lanțuri, Omul cu mârțoaga, Taxi Blue și Trei surori. Intrarea la spectacole se face pe bază de bilet, iar acesta se poate achiziționa de la sediul Palatului Culturii în fiecare zi de luni până vineri, inclusiv între orele 10:12 și 16:18. Vă invităm cu drag la teatru!